you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de Spec Ops The Line, episodul 4, mi se pare că este acesta, deja suntem la capitolul 7, jumătate din joc, adică îmi place că jocul ăsta avanseze la el în capitole foarte, foarte repede. Bug-uri până acum nu prea am găsit, frame drop-uri nu-mi dă, bine, și PC-ul bun și probabil că și de asta, și jocul ăla cu mai vechi. Și iarăși ăsta cu elicopterul, Dumnezeu mamei lui. Se pare că da. Și cu totul ar trebui să merg totuși. Ia văd că aici e un plan al orașului. Parte din el. Bun, m-a îngropat aici nisipul, frumos. Bă, îmi place, urmele de pași rămân, dar văd că gloanțele nu rămân aici. Ia mă, în perete rămân. În perete văd că rămân gloanțele, dar nisip nu. Bine, o fi și chestia că virgulă gloanțul intră nisip și na. Du-te dreac cu elicopterul, mă, sper că ala să fie de-al nostru. Aștept rebeli să înțeleg și n-au mai fost rebeli. Da, i-a exterminat acum. Ho, 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 mișto. A, da, frânghie. Înțeleg că pe aici să merg acum, nu? Cadavre mâncate de ciori. Parcă aș fi într-un videoclip de la Slipknot. Iată și poți să spânzuratul. Bă, cred că a venit Vaz din Far Cry 3 până aici, în Spec Ops The Line. Deci sunt oameni de ăștia spânzurați pe aici. Ce le spar capetele cu arma asta, e prea tare. Ia, mersi. Bine că mi-a venit să strânt în timpul clipului. Intră la adăpost. Nu muri, nu muri, nu muri. Uită-l pe ăla cu fuzil. Fuck. Gloanțe n-avem și noi. Uite că am găsit.
Hai, execută-l, Poc. Bine că mai dă munțici din astea când îi dau execute. Hai să-l executăm și pe ăsta. Oho, mi-a dat și o grenadă din asta. Hai să încarc și semisniperul ăsta. Vreun de executat nu e. Văd că nu. Ne, nu pot să folosesc tureta, văd. Stai, mă, nu pot să ies de aici. Ba, pot. Ce l-am delit pe ăla. Hai, mă, veniți încoa să vă dau gloanțe la cap. Că tot... Am vorbit în episodul anterior de alegerile astea prezidențiale în Statele Unite și n-am zis eu pe cine aș fi ales ca președinte, dacă eram la ei. Sincer, tot pe Trump. Pentru că pe Trump îl știam, că l-am mai văzut la wrestling. La WrestleMania nu știu cât l-a ras în cap pe Vince. I-a dat și Stone Cold Stunner. Deci s-a făcut și o știre farsă cu acesta. Cum că ar fi făcut infarct sau nu știu ce. Și-au pus să iau o poză cu... Acesta a întins pe jos și se vede de acolo coarda de wrestling, coarda de la ring. Așa e mass media asta. Executăm și pe bulangiu ăsta. Gata, muniție full. Avem gloanțe, ne doare la bască. Hai să facem și capitolul ăsta. Din nou, locuri de astea cu cadavre. Văd că ăștia sunt arși. Văd că mai este unii care mai dau să miște. Hold up. Smell that? You're kidding, right? We're ankle deep in death. Of course I smell it. No. Not that. Ce dracu? Artificii? Oho, ce ardă ăștia. Ce-are ăla de nu moare? A, e tank ăsta. Dar văd că avea mitralieră. Se renunț la M4 pentru o mitralieră. Ne, nu renunț la M4. Pentru câteva gloanțe în plus. Bun, hai să mergem aici. Aia, cu mine asta. Dă și un sniper. Da, nu mai am sniper. Am deja pușca aia. You claim to speak for these people, Agent Gould. Now would be the time to prove it. Nată bijuterie aici. Mă duc cu astea la amanet. Fac sistem de gaming mai ceva ca PewDiePie. Hai că dau skip, că vreau să, că, nu știu, parcă... Văd că suntem martori aici la executare. Begin.
L-au delete. N-am murit nici acum ăla și-a tras cu pușca în el. Cu sniper nu-i bine. Bă, dar prea bună pușca astea cum le spar capetele. Alt heavy. Fuck. Uite și tu, se vede pielea acolo, se vede fața, trag acolo și nu moare. Cum era? Heal. Ia de aici amfetamină și taci. Morfină sau ce i-a dat? Ce-am sparcă poul ăla? Deja ne-am umplut de sânge, încât se pare. Bun, mai dă niște fraguri. Tot de acolo iau o grenadă. Ne împușcăm pe ăștia sus. Fuck, 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 fuck. Sus să moară Gibilan. În momentul pe ăștia care se mai târă să le dau execute, că mai dă gloanțe. Atunci shotgun semi-automat. Ai mai niciunul pe care să-l execut pe aici? Se pare că nu. Dă înapoi pe ăsta, că o să-l forcez mai încolo. Bun, hai la... Ăsta rănit tu. A tras cu pușca în el și tot n-a murit și moare acum, domn, slobos de treabă. A map. I think this was Gould's op plan. Hai, m-am plictisit. Right, let's get moving. Ah, văd că era și un aghiu pe aici. Era bun să-l folosit adineauri. Dar zic, dacă crezi că-i viecioara asta. Enough. Come on. Azi, ce avem noi aici? Văd că nu-i nimic aici. Cred că vine acum alt capitol, presupun. No, doar... Ba da, capitol 8. The Gate. Măcar câte două capitole să fac pe episod și tot termin repede joculetele ăsta. Hmm.
Ia-ți din ce avem noi aici, de lumina asta. Uuu, ce clădiri înalte. Știu că aici este cea mai înaltă clădire din lume. Tower Arab sau nu știu cum se chema. Hai cu takedown-ul. Și acum să ne împușcăm. A, ăștia nu știu că sunt aici. Bun, folosim mortarul. Bum. Hai și aici. Am încarcă, dai. Băga mești că se umple ecranul ăsta, e ketchup. Unul aici. Și unul aici. Ambele au fost distruse, bun. Boom! Și le-am dat foc ăstora. No one's moving. It's over. It's right, Walker. Okay. Parcă am mai văzut undeva scena asta de atras și le-a dat foc tuturor. Într-un film sau tot în jocul ăsta când mă uitam la Jojo 96 când îl filma. Chiar nu mai știu. Bun, hai să plecăm de aici. Nu pot să bag sprint, văd că nu. Ia, ce asta? Habar n-am. Hai da, pe frânghie. Woo! Nu pot să execut, văd că nu. O, ce le-am făcut aici? Deci e toxic fumul ăsta, bun. Ba, cred că știu ce treabă aici. Trag în ăla? Lasă, nu trag în el. Mi se pare că ăștia erau băieții buni pe care i-am delete. Nu știu, dar am o presimțire că... n-a fost bine ce am făcut. Am avut ceva de genul ăsta într-un film. Why? You brought this on yourself. Ce ziceam? Iată civilii cum au ars de vi. Știam eu că am... știam eu că n-a fost o idee, n-a istorie aici ce am făcut. Trebuia să fie și eu, înțelegeți voi. Și au ars aici civilii.
totuși au tras noi. Bine, noi am fost primii care au dat cu mortarul, dar asta e altă parte. E, asta e, am făcut crimă împotriva umanității, am omorât civili. Parcă am fi în misiunea aia din Call of Duty Modern Warfare 2. Când omorâm civili. Really, nigga? Da, n-a trebuit să-mi dau grână zilele. Da, hai. Aoleu, ce soble, bă, gămeași. M-am învățat să mă trezesc la 6 dimineața, pentru că da, așa se face. Deci la liceu trebuie să te scoli la 6 dimineața. Măcar mi-am dat telefonul încet să nu se mai audă când primesc mesaje pe Facebook, cum am pățit în episodul de GTA 4. Du-te-n morții tăi. De capul meu, dar jocul ăsta chiar că devine din ce în ce mai dificil. Nu vreau să imaginez cum e misiunea finală. Bă, și ce eu dau că era super ușor la început. Data viitoare să tac. Dacă tac, să tac. Are fața și pe U. Nimă că aveam flash-uri în partea asta aici. Ia heal, dă-te în sânge să te bată. Dă-te în... Rasa mă, tic, acum mor eu. Ce-l omoram pe-al meu. Că ăla-i tank. O, ce bine se mișcă acum. Parcă am mai multe FPS-uri aici înăuntru. Ce headshot i-am dat. Care se zbate aici, îi dăm un pumn în gură. Maa, direct în cap i-am dat. Hai da, încarcă.
Hai că din unghiul ăsta îi dilez pe toți până la urmă. De unde pizda mă si trage? Ia, yeah. Opa, și grenăzi, și flash-uri, și, și sticky, și frag-uri. Mamă, m-a umplut de armament acum. Hai, da, urcă. Get ready. Ia zi-mi, ce avem noi aici acum? Ori urmează un cutscene din ăla cinematic, ori e capitol nou. Văd că e un om legat acolo. What the hell? Wow, ce le-a făcut ăstora. Phosphorus. I swear if I never see this shit again, it'll be too soon. Da. Capitolul 9 și sfârșitul acestui episod. Bă, eu sper că v-a plăcut. Ce să mai zic, vechea poveste. Dați câte un cap în gură. Butonul și videoclip. Ma, hai că aici dă să-mi framezi, că-s clădirile astea multe și texturi în prostie. Mă rog. Hai că eu încheie aici acest videoclip, sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați cât un cap în gură butonilor de sub mai jos, de sub mai jos, de mai jos. Și până data viitoare, ciao les.